se înmulțesc atacurile sălbăticiunilor în județul Buzău. De această dată este vorba despre lupi, tot mai des văzuți în zonele de deal și de munte. Cel mai recent atac al lupilor a avut loc la Scorțoasa, unde fiarele au atacat oile aflate la păscut pe izlazul comunal, foarte aproape de gospodăriile oamenilor, dar și de zona turistică Beciu. Agenția pentru Protecția Mediului Buzău a înregistrat în acest an atacuri ale lupilor nu doar în Scorțoasa, ci și în Cozieni, Odăile, Berca, Lopătar, Chiliile și Cănești. Și mai multe localități buzoene s-au confruntat însă cu atacuri ale urșilor. Doar în luna octombrie, prezențe ale urșilor au fost semnalate în 10 comune. Odăile, Cernătești, Mărgăritești, Pănătău, Viperești, Chioșdu, Nehoiu, Chiliile, Berca și Siriu. Pe parcursul întregului an, Agenția pentru Protecția Mediului Buzău a plătit despăgubiri de aproape 400.000 de de lei pentru pagubele înregistrate ca urmare a atacurilor urșilor și lupilor. Se anunță investiții majore în infrastructura de cale ferată de care vor beneficia și buzoenii. Este vorba despre achiziționarea a 23 de locomotive electrice noi, care vor putea circula cu 160 de km pe oră și vor putea tracta până la 16 vagoane de călători. Noile locomotive electrice vor circula în mai multe zone din țară, dar vor trece și prin Buzău. O altă investiție importantă anunțată de Ministerul Transporturilor vizează reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești-Triaj-Buzău-Focșani cu o lungime de peste 143 de kilometri. Potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor, noile investiții vor duce la reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea condițiilor de siguranță și a confortului în trenuri, creșterea accesului la municipiile Ploiești, Buzău, Râmnicu Sărat, dar și atragerea de noi investitori în județele Prahova, Buzău și Vrancea. Moment istoric, joi seara lângă Focșani s-a deschis circulația pe primii kilometri ai autostrăzii Moldovei dintre Focșani și Buzău. Cei 11 kilometri ai tronsonului 4, Mândrești, munten Focșani, din această secțiune de autostradă, vor avea și rolul de variantă ocolitoare a municipiului Focșani. Numai pe șantierul acestui tronson de autostradă, constructorul român a mobilizat peste 3200 de muncitori și peste 1000 de echipamente. Potrivit reprezentanților direcției regionale de drumuri și podru Buzău, până la finalul acestui an se va deschide circulația și pe celelalte trei loturi ale acestei secțiuni de autostradă. Astfel, circulația între Buzău și Focșani se va desfășura pe aproximativ 82 de kilometri de drum nou de mare viteză.